Stimați colegi, permiteți să începem ședința pe comisii. O să am o rugăminte pentru toate comisiile, o să fac anunțul eu. Toate amendamentele pe care vreți să le depuneți, se depuneți în timpul ședinței pe comisii pentru a fi validate în timpul ședinței, da? De către comisii. O să începem cu proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.09.2022. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții sau amendamente de făcut. Da, vă anunț că sistemul de votare nu funcționează datorită lipsei internetului și că o să trebuia să votăm prin ridicare de mâini. Pentru că e un incident la Lucăcești, acolo ne facem terenul de tenis, s-a luat un cablu din alte și tot orașul, o mare parte din oraș, s-a reprezut. Au intervenit cei de la ei. Mulțumim. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30 septembrie 2022. Comisia de urbanism, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Nu merită. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt supune proiectul la vot, cine este pentru? Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? O abținere. Șase. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau amendamente de depus. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă, abține, mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări responsabile în termen în valoare de 4 milioane de lei. O mențiune despre ce este vorba, da? În urmă, ceva timp am aprobat tot noi Consiliu să accesăm fonduri pentru a realiza instalații electrice la Spitalul Municipal de Urgență, având în vedere multitudinea de proiecte care am avut, inclusiv pe aparatură medicală. Astăzi trebuie o creștere de putere la spital, cât și schimbată instalația electrică care este de când s-a făcut spitalul. Acest proiect este aproape 3 milioane de euro. Acum se află în procedură de achiziții pentru execuție. Probabil luna decembrie, parcă am văzut graficul pe 26, dacă totul va decurge corect, vom semna contractul de execuție, urmând execuția din ianuarie să dăm ordine de începere. Pentru a acoperi întreaga sumă, mai e nevoie de 4 milioane de lei, bani care nu se regăsesc în buget și de aceea trebuie să facem un credit. Vă rog să votați acest credit pentru a implementa acest proiect de strictă necesitate, având în vedere consumurile mari care se
Mulțumesc, domnule primar. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau amendamente de depus, dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Mai este pentru. Votul împotrivă, abțineri. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Punem proiectul la vot, ce este pentru. Împotrivă, abțineri, mai mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru. Votul împotrivă, mulțumesc. Abține, mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației distinctive pentru serviciile de acordare credit. Vă rog liderii de grup să faceți nominalizări. Din partea grupului PNR, propun pe Dreacna Neculare și Alăzărare de Aluca. Cu serenoare, propune. PSD, propune cu cirurgia și cu dată. Mulțumim. O să supun la vot proiectul de vot. Comisia de urbanism, vă rog să votați. Cine este pentru? Cu nominalizările de vot. Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți alte propuneri, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu se pune proiectul la vot, propunerile făcute. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 4, din 21.01.2021, privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Oate Mâinești, pentru realizarea proiectului sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement, baze turistice, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și sau drumul de legătură Port Smith 14.553-13. Pată de colesterol. Comisia de urbanism, întrebări, discuții. Avem tot. Dacă nu sunt sigur proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, abține. Puteți porni microfonul de la Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada toamnă-iarnă 2022-2023 în municipiul Mâinești, județul Batou. Comisia de urbanism, întrebări, amendamente, discuții. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Spunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren situat în municipiul Mâinești, județul Batou, în favoarea SCUMB Petrol SA. Comisia de urbanism, întrebări, discuții sau amendamente la proiect. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Poftiți, dacă. Da, Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supune proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru,
Votul împotrivă, abțineri, un vot împotrivă. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii fără licitație publică a unei suprafețe de teren situate în municipiul Voinești, strada Constantinul Vârgeanu Ghieră, loc 14, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții sau amendamente. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Votul împotrivă. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării din licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, numărul 2F, județul Bacău. Lideri de grup, vor să facă dumneavoastră pentru comisie. Din partea grupului FNR, propun că vreau să ne spunem și să vă la ruca. În grupul PSD, ce nu sunt eu, și pe doamnă. USR nu are propune. Da, mulțumim. Comisia de Urbanism, vă rog să dați avizul, dacă sunteți de acord cu nominalizările făcute și cu proiectul, cine este pentru, votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestor la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții, amendamente. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? La domeniul privat. Public, domnul consilier. Comisia de Urbanism, vă rog, dacă aveți, dacă nu, mai repet o dată votarea. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Comisia Economică, puteți să întrebăm, vă rog. Supunem pentru la vot, cine este pentru, împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții, amendamente. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Comisia Economică, întrebări, vă rog frumos. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. O acțiune. 16. Proiect de hotărâre privind darea folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitudine în favoarea SCD-ului gazului de SA asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții sau amendamente pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții? Eu nu am întrebat. Da, spune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricolor în suprafețe de teren situat în extraordinarul municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului.
Dacă nu sunt, să pun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, Gaveță, Guvernul, spune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, o abținere. 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe construite din Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Ruinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. O abținere. 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 115 din 16.06.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții sau amendamente. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Punem pentru la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 107 din 15.07.2021 privind stabilirea sediului în vederea funcționării serviciilor sociale comunitate în cadrul proiectului Pro-Comunitate, Program Integrat de Combatere a Sărăciei și Integrare Socială. Cod NIS 45139. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții sau amendamente pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Juridică, dacă sunt întrebări, dacă nu supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. 21. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Moinești cu Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici și România. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre privind avizarea zonelor izolate greu accesibile din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Ședința de comisie la sfârșit. Nu a fost aduse amendamente la ordinea zilei. Stimați invitați, stimați colegi,
Declarăm deschisă lucrările ședinței ordinare pe Consiliul Local al Municipiului Moinești. Aceasta a fost convocată prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, numărul 836 din 24.22, având în vedere prevederile articolului 133 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere ordinea de zi propusă, vă informez că ședința este legal constituită prin prezentul număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție, existind un motivat de un consilier Ion Corneliu. În vederea supunerii la vot a procesurilor verbale, în comite la ședințele extraordinare din luna septembrie și cea din 4.10.2022, consult plenul, dacă există obiecțiuni sau completări față de conținutul care m-a fost transmis prin mijloace electronice. Dacă nu sunt completări, supun la vot aprobarea procesului de pală a ședinței extraordinare din data de 11.09.2022. Vă rog să porniți sesiunea de vot. Repetăm. Mulțumesc. Cu 17 voturi pentru și o obținere a fost aprobat conținutul procesului verbal. Punctul 1 al ordinii de zi. Punctul 2 al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.09.2022. Vă rog să vă oprați. Da, cu 17 voturi pentru și o obținere a fost aprobat și conținutul procesului verbal din data de 15.09. Supun la vot conținutul procesului verbal din ședința extraordinară din data de 26.09.2022. Mulțumesc, cu 18 voturi pentru, a fost aprobat conținutul procesului verbal după ședinței din 26.09 și supun la vot procesul verbal din data de 4.10.2022. Pentru a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 4.10.2022. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi și a parcurge ordinea de zi propusă de executiv pentru ședința ordinară de astăzi. Mulțumesc, doamna secretar general. Supun la vot ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Cine este de acord? Vă rog să votați. Da, deci 17 voturi pentru obținere și domnul Ghioc Boit. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Avizul a domnul 5. Plenul. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor bugetelor, execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.09.2022. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Vă rog, domnule consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc domnului director executiv pentru faptul că ați adus solicitările și a prezentat analiza asupra veniturilor bugetului local la data de 30.09.2022, raportate la debitele restante
de unde putem trage concluzia care este procentul de încasare a veniturilor raportat la drepturile totale. Drepturile totale însemnând restanțele plus drepturile pentru anul 2022. În urma studierii acestei analize, am constatat un lucru curător, zic eu, că procentul mediu este undeva 78,76%, însă mai sunt și câteva probleme la câteva capitole și subcapitole bugetare. M-aș opri un pic la impozitul și taxe de proprietate, care dintr-un total de 8.920.297 de lei, am încasat 4.470.155, dar este un lucru pozitiv pentru că s-a încasat cu depășirea drepturilor pentru anul 2022. Drepturile pe anul 2022 fiind de 3.728.573, procentul fiind de 50,11%. Dacă facem o analiză, mai rezultă o sumă de undeva de 4.500.000 lei, iar în legătură cu această restanță de 4.500.000 lei avem insolvență 2.562.873 și ar mai rezulta undeva în 2 milioane pentru cred că există demararea acțiunii de executare silită, plus mai avem trimestrul 4 pe care mai încasăm și în trimestrul 4. Zic eu că și aici stăm bine. O problemă ar fi la amenzi, penalități și confiscări. Trebuie să avem în vedere că amenzile vor crește datorită creșterii salariului minim pe economie. Iar anul acesta cred că vom reuși să încasăm drepturile pe 2022, dar nu știu dacă au fost încasat ceva din spate. Din experiență vreau să vă spun că amenzile la circulație, procentul de încasare era undeva la 98%, în schimb la amenzile la alte acte normative, procentul de încasare e undeva la 10-12%. Cred că vă confruntați cu aceeași situație. Plus, mai sunt contravențiile, știți foarte bine că aceste contravenții aplicate pe linie rutieră persoanelor fizice se trimit în debit la locul de domiciliu și probabil sunt foarte multe procese verbale primite și în acest sens. Cu toate acestea, eu m-am abținut de la votarea acestui proiect de hotărâre, motivul fiind acela că unele cheltuieli au fost efectuate fără respectarea procedurilor prevăzute de lege, fără a imputa ceva sau a reproșa ceva direcției economice, iar în legătură cu alte cheltuieli, eu nu am fost de acord cu referire la cuantumul acestora și cu referire la oportunitatea aceasta. Vă mulțumesc! Da, mulțumim pentru că ne-ați discutat. O să supunem proiectul la vot. Vă rog să votați. Proiectul a fost votat cu 17 voturi și o obținere. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Mulinești. Da. Cu amendamentul pe care primarul l-a depus, o să vă rog să dați aviz Comisia de Urbanism. Aveți favor? 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aveți favorabil 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Vă rog discuții pe tema proiectului. Vă rog. Doar o singură întrebare vreau să adresez. La bugetul local, secțiunea de funcționare, cheltuieli. Capitolul bugetar 51.02,
autorități publice și acțiuni externe. Se majorează cu suma de 15.000 lei la cheltuieli cu bunuri și servicii. Aș întreba dacă este vorba de suma pe care noi astăzi am votat la proiectul de hotărâre 210, punctul 21 de pe ordinea de zi. Este vorba de suma aferentă acestui proiect de hotărâre? Nu este. Majorarea există pe obiecte de inventar, la capitolul 51, cea de 5.000, pentru că toate, majoritatea sistemelor sunt foarte vechi. Și mai fiind cu unul câte unul și am bugetat să fie până la sfârșit de ani, decât un monitor, decât o unitate. Da, mulțumesc. Mulțumim, mulțumesc. Vă rog să votați proiectul. Thank you.
Aviz favorabil 7 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia juridică.
Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și un vot împotrivă. Mulțumesc. Discuții pe tema proiectului, vă rog. Doar atât aș vrea să vă precizez faptul că închirierea directă nu are temei legale. În astfel de situații și aplicabile speciei noastre, legea prevede la articolul 363 din codul administrativ concesionarea prin negociere directă. Deci atunci când este vorba de închiriere, de darea unor bunuri către societăți naționale, legea prevede concesionarea prin negociere directă, nu închiriere. Închirierea directă nu are teme juridice. Și aș mai avea o precizare. Uitați, noi la punctul 11 votăm închirierea acestui teren. Dar la punctul 17 votăm scoaterea din circuitul agricol, pentru că nu putem să-l închiriem decât dacă o scoatem din circuitul agricol, după care ne trebuie avizul Ministerului Agriculturii. Deci noi acum închiriem un teren la punctul 11 nescos din circuitul agricol. Și am mai discutat noi ședințele anterioare și n-am vrea să mai repet, de vorba de intrarea în vigoare a unei hotărâri de Consiliu Local. Și nu putem în aceeași ședință să votăm două proiecte de hotărâre în care închiriem, după care scoatem din circuitul agricol și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Da, o să mergem cu votarea proiectului, așa cum este inițiat. Vă rog să votați. Proiectul a fost votat cu 13, 3 abțineri și 1 împotrivă. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării pre-licitației publică a unei suprafețe de teren situate în municipiul Măinești, strada Constantin Dobrogeanu Gheara, numărul blocul 14, județul Bacău. Și apoi Comisia de Urbanism, 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 1 votul împotrivă. Discuții pe tema proiectului. Vă rog să votați proiectul. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și 1 împotrivă. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării din licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, numărul 2, eu, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări de discuții? Dacă nu, trecem la vot.
doamnă, domnule președinte. Proces verbal al Comisiei de numărare a voturilor, stabilirea rezultatului votului pentru vânzarea prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Băinești, strada Dobrogeanu Bierean, numărul 2, în județul Bacău. Comisia de numărare a voturilor, stabilirea rezultatului votului secret, format în Bierean, nume Culai președinte, Budacu Cristian secretar, Marginea Celo, Pascalini Alexandru și Tatana Codrin, învățit membri, a procedat la numărarea voturilor. Din total de 17 buletini de vot, sunt 17 valabile exprimate și niciunul nu. În urma numărării voturilor, Reahnă Meclai 17, niciunul împotrivă, Cusio Crimean 17 pentru niciunul împotrivă, Azraie Rămâca 17 pentru niciunul împotrivă, Budat Cristina 17 pentru niciunul împotrivă. Drept urmare, a fost desemnat următorii reprezentanți ai Consiliului Local, Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru vânzarea prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Băinești, strada Dobrogeanu Bierean, numărul 2. Vă rog să modificați în procesul verbal, strada George Ienescu. Rectificați strada George Ienescu. Numărul 2. Deci am fost desemnați pe individual Vreahnă Meclai și Cusio Crimean, dar membrii supleanți al Azraie Rămâca și Budacu Cristian. Deci semnează comisia. Mulțumim, domnule președinte. 14. Proiect de hotărâre privind declararea bunului imobil de drept de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public. Da, o să vă rog să votați proiectul și comisiile. Da, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru. 14, repet, proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile de drept de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al municipiului Măieni, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții de tema proiectului. Vă rog să votăm pe proiectul. Proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru. 15. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile de teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Băinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil 3 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Vă rog să procedez, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut că, totuși, comisia desemnată prin dispoziția domnului primar a identificat un număr de 6 suprafețe de teren, însă, din toată documentația anexată la proiectul de hotărâre, nu s-a spus nimic în legătură cu cele 3 situații de suprafețe de teren pe care se află amplasate garaje. Ce s-a întâmplat? Ce măsuri au fost luate cu acele garaje care au fost construite în mod ilegal? S-a restabilit situația lor juridică? S-au plătit impozite? Nu s-au plătit? Aceste garaje nu au fost construite legal.
ele au o autorizație de construire, eliberat la data edificării, de urmă anul 1990. Problema este că la această inventariere s-a constatat că autorizația de construire este eliberată pe o anumită suprafață, da? Și în realitate, acești proprietari de garaje, cu aceste construcții intabulate, da, înscrise în cartea funciară ca și construcții, pe baza autorizației de construire, ocupă o suprafață mai mare decât cea care este în autorizația de construire. Deci, ele nu sunt construcțiile tale, ele sunt, au fost edificate cu autorizații, însă suprafața pe care ei o ocupă acum nu este cea din autorizația de construire. Bineînțeles că o să fie impuși la obligațiile fiscale, cu 3 ani în urmă, și o să vedem ulterior ce se va întâmpla cu această suprafață. Fie vor solicita închirierea, concesiunea, dacă aceasta este sub clădire sau adiacentă, fie o să vedem cu ce soluție să venim pentru intrarea în legalitate. Da, vă rog să votați pe tot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și o abținere. 16. Proiect de hotărâre privind darea folosință gratuită prin instituirea dreptului legal de uz și servitude în favoarea trecerii de gratuit asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Moinești. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru. Comisia Regională Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog să votați proiectul. Domnul Dărlea nu participă la vot. Da, oprit. Da, oprit. Proiectul a fost votat 16 voturi pentru. 17. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unei suprafețe de teren situate în extravilană în municipiului Moinești. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Vă rog să votați proiectul. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și o abținere. 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești de Sud Bacău. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil 3 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Vă rog să spunem la vot. Proiectul a fost votat 16 voturi și o abținere. 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 115 din 16.06.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești de Sud Bacău. Raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog să spunem la vot. Proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru. 20. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 107 din 15.07.2021 privind stabilirea sediului în vederea funcționării serviciilor sociale furnizate în cadrul proiectului Pro-Comunitate, Program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru.
Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Vă rog să votați. Proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru. 21. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Moinești cu Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici în România. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Vă rog să votați. Și invităm cine vrea să participe vine și sâmbătă o să afișăm programul de site-ul primului. Mulțumim. 22. Proiect de hotărâre privind analizarea zonilor izolate reaccesibile din municipiul Moinești. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog să spunem la vot. Da, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru. Punctul 23, diverse. Informare privind vizita de lucru a delegației AMR în Danemarca, Franța, Germania, în perioada 21 septembrie, ziua Fondului 2022. Iată sunt întrebări, vă stau la dispoziție. În acest material depus de la Asociația Municipiului, am cuprins cam tot ceea ce am realizat. Pot spune, pot spune despre această vizită că a fost în general în proiecte pe climă, pe energie verde, transport public electric și în mod special la arderea deșeurilor, cât și colectarea. După cum vedeți din pozele care sunt afișate, întâlnirile au fost atât la primării, cât și la ambasadele celor trei state. Au fost în delegație 10 primari, plus cei care fac parte din Asociația Municipiilor. Eu zic că sunt lucruri constructive, o astfel de vizită odată la, pe un mandat este eficientă pentru bune practici și pot spune că și atragere de fonduri, dar și de parteneriate cu firme și instituții din întreaga Europa. Dacă sunt întrebări, vă stau la mulțumesc. Poftim, domnule consilier. Odată cu ordinea de zi, ne-ați înaintat și raportul privind vizita de lucru în Republica Moldova. Dacă la asta mai sunt întrebări, dacă nu mergem la următorul, da? Vă rog. Da, mulțumesc. Referitor la vizita de lucru din perioada 1-3 octombrie, am dat curs invitației domnului primar Sergiu Armașu. Iar delegația a fost formată de către subsemnatul, domnul consilier Breagnă Neculai, domnul consilier Silviu Botezatu și domnul consilier Ionel Burcanu. Scopul acestei delegații a fost de a participa la evenimentele ce se celebrau pentru a 45 de ani de la înființarea Raionului Iavoveni și Ziua Națională a Vinului. Această delegație a avut ca obiect îmbunătățirea relațiilor bilaterale între cele două instituții care au semnat acordul de înfrățire în data de 11 septembrie 2022. Participarea la aceste evenimente a adus un plus valoare, deoarece în data de 1 octombrie, odată ajunși în zorii dimineței la primăria Iavoveni, ne-a fost pus la dispoziție un material de către domnul primar referitor la tradițiile, cultura, infrastructura și proiectele localității și anume a orașului Iavoveni. Au
urmat discuții la Consiliul Raional împreună cu președintele Consiliului Raional Mihai Siristaru, iar ziua s-a închis în Piața Mare a Adunării Naționale, la Ziua Națională a Vinului, o sărbătoare de marcă a Republicii Moldova, sărbătoare la care a participat delegația prezidențială condusă de către președintele Maia Sandu. Evenimentele au continuat pe parcursul două zile cu 45 de ani de la înființarea Raionului Aroveni. S-au purtat discuții referitor la cultură, referitor la viitoarele proiecte, la proiectele, la fondurile de preaderare, deoarece Republica Moldova se află în preaderare. Da. Dacă mai sunt întrebări. Ok, da. Cum aș vrea, eu simt, sincer, n-am niciun regret în legătură cu această vizită de lucru în Republica Moldova, asta ca să îndepărtăm orice suspiciune a unor colegi care au spus că eu am avut o reacție când am fi părut rău, că n-am fost și eu în Republica Moldova. Vreau să vă spun că am fost de vreo 7 ori în Republica Moldova, și în Ucraina și peste tot, deci nu acest lucru este obiectivul meu. Ceea ce m-a supărat pe mine este faptul că am impresia că dumneavoastră confundați bugetul local, care este bugetul comunității moineștene, cu bugetul primăriei. Și legea spune foarte clar că orice activitate care implică o cheltuială din bugetul local. Se aprobă de către Consiliul Local. Așteptați să știu cu ce vreți să-mi spuneți, dar vreau să mă motivez înainte. Se aprobă în Consiliul Local. Deci, vizitele de lucru se aprobă în Consiliul Local din două puncte de vedere. Una, ca oportunitate. Dacă este să analizați în Consiliul Local, noi fiind reprezentanții comunității care avem grijă de modul cum se cheltuiește banul public, deci se analizează din punct de vedere al oportunității vizitei de lucru, dar și din punct de vedere al componenței delegației. Pentru că dacă este o vizită de lucru pe linie de sănătate, trimite medici, nu șoferi. Dacă este pe altă linie, deci economică, trimitem economiști și așa mai departe. Dumneavoastră aici nu a supus rostului Consiliului Local nici oportunitatea vizitei, nici componența delegației. Mai mult decât atât, v-ați lăsat în... Eu nu vreau să pun la întrebare buna credință. Spuneți cumva că cheltuielile de cazare și masă au fost suportate de către primăria Iarovenii. Da, au fost suportate de primăria Iarovenii, compensare cu cheltuielile care s-au făcut din bugetul local. Cu ocazia vizitei delegației din Iarovenii la Moinești, și cu masa aia de amploare care a fost făcută în parcul copiii. În același timp, dumneavoastră nu ați decontat bani reprezentând de urnă, dar ați decontat transportul. Și asta înseamnă că ați făcut o cheltuială din bugetul local. Mai mult decât atât, dumneavoastră, ca să reprezentați municipiul Moinești într-o delegație de lucru, trebuie să aveți mandat de la cineva. Și acel cineva trebuie să fie Consiliul Local. Pentru că ați reprezentat municipiul Moinești, iar Consiliul Local este reprezentantul comunității moineștene. Nu, să nu credeți că știu eu, am eu ceva personal sau... Dar faceți-o, domnule, legal. De ce să facem în mod ilegal să creăm suspiciuni, să... Delegația tot mai era, pentru că aveți majoritate în Consiliul Local și să vota aceeași delegație. Dar faceți-o delegat pentru că așa,
Dacă aveți o experiență mai mare, sau poate nu vreți să țineți cont de această experiență, eu sincer am întrebat și un primar cu 4-5 mandate. Dom'le, ai fost în delegație de lucru, viața alimentară? Da. Și? Păi zice, toate cheltuielile care le-am făcut din bugetul local, ne-am imputat Curtea de Conturi când am avut hotărârea Consiliului Local. Faceți un reclam pe viitor și nu zice nimeni nimic. Trebuie să mergeți în fiecare săptămână, dacă așa gândiți. Vă mulțumesc. Da, numai câteva clarificări. Există hotărâre de Consiliul Local atunci când s-a făcut bugetul pentru un capitolul de plasări, există acest lucru. Doi, conducătorul unității stabilește delegația în Consiliul Local. Nu există un scris de oportunitate și are asta, îi stabilește conducătorul unității. În rest, dacă ne opunem și la aceste lucruri care sunt, nu numai la Omenești, toată țara, municipia Lomeni, are împărțiri cu 20 localități, știți. Trășeni, numai cu 5. Dar e Lomeni cu 20. Primarul de acolo, din două ori, într-o lume, și cred că la fiecare deplasare sau alți primari, nu știu ce primar a trebuit dumneavoastră, dar hotărârea de Consiliu există, știți. Pentru aprobarea sumelor, aia trebuie. Codul administrativ nu spunea ceva, decât că, după efectuarea vizitei, delegația face informare Consiliului Local, în caz contrar, este până de față întreaga sumă pe care ai cheltuit-o. Asta am făcut azi, am făcut informări. Asta este în lege, nu altceva. Mulțumesc. Mă așteptam la mai mult de la dumneavoastră și de jurist. Mulțumesc. Și eu mă aștept la dumneavoastră, mă aștept. Dacă mai aveți altceva de vorbit, atunci e o ședință, tot de data viitoare, să vă mulțumesc.